roagă și pe un frate de un fanfara Clișana să ne conducă într-o rugăciune în care timpul acesta și ceea ce se face aici să fie sub călăuzirea și sub mâna lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, Tatăl drag, Duhul Sfânt, e o mare binecuvântare să fim împreună cu frații noștri care au venit ca să-L glorifice pe Dumnezeu. Amin. Doamne, te rog să sfințești glasurile lor. Amin. Rău, Doamne, să creezi o atmosferă de cer în casa ta. Amin. Și, în mod special, la momentul potrivit, să binecuvintezi pe fratele păstor Pădure, să-i dai mesaj ceresc, amin, să-i dai putere de sus. Amin. Și, Doamne, ceea ce El va spune să fie din gura ta. Amin. Și mă rog pentru toți cei care sunt în locul acesta în casa ta. Doamne, să ne dai inimi deschise. Amin. Și minți deschise pentru a înțelege cuvântul Tău. Amin. Pentru a pricepe Scripturile și pentru a le putea trăi în viața noastră. Pentru cei care sunt în locul acesta și nu sunt mântuiți, Doamne, te rog să-i cercetezi. Te rog să ai un cuvânt potrivit și pentru inima lor. Amin. Și, Doamne, te rog să înlături orice duh potrivnic, orice duh al celui rău, amin, care vrea să tulbure închinarea noastră. Vrem, Doamne, ca tot ceea ce se face în locul acesta să fie pentru gloria numelui Tău, amin, și amin, pentru zidirea noastră sufletească. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, închidem înaintea Ta momentele acestea în numele Domnului Iisus, Fiul Tău și Mântuitorul nostru. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că suntem aici în locul unde se cheamă numele Tău. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ești Tatăl nostru și ești Dumnezeul nostru. Amin. Dorim, Doamne, să primești închinarea noastră din dumneavoastră aceasta. Amin. Dorim, Doamne, să fim ca o jertfă plăcută înaintea Ta. Amin. Rugăm, Doamne, să binecuvintezi cuvântul Tău în fiecare inimă. Amin. Rugăm să binecuvintezi rogul Tău care vestește cuvântul Tău în dumneavoastră aceasta. Să dai ungere proaspătă, Doamne, din partea Ta. Și tot ceea ce se face aici să fie spre slavă și onoarea numelui Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ești cu noi. Te rugăm să dai binecuvântarea Ta peste draga biserică. Amin. Tu să fii slăvit în veci. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frașitul lor, în numele Domnului Iisus Hristos, vă spunem în casa lui de rugăciune. Și, în mod special, îi spunem bun venit în mijlocul nostru fratelui George Pădure, fratelui păstor, Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-i binecuvinteze lucrarea, Domnul să-i binecuvinteze familia și, la primul momentul potrivit, Domnul să vă folosească cu putere pentru încurajarea noastră, pentru zidirea noastră sufletească. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, fraților fanfariști din fanfara Crișana, e o fanfară compusă din frați care vin din mai multe biserici, din zona noastră, din zona 12 biserici, fanfare reprezentată de frați din 12 biserici. Domnul să vă sfințească viețile, Domnul să se folosească astăzi de dumneavoastră, ca să ne înalte și nouă inimile mai mult spre Dumnezeu, și Domnul să vă respectească. Ne bucurăm că rugăciunea are putere. Mare putere are rugăciunea celor neprihăniți. În dimineața aceasta ne-a rugat pentru fratele Gelu, el a fost bolnav și încă lui un pic se recuperează și Domnul a făcut minuni și împreună cu noi. Domnul să vă întărească, frate, să vă bucurăm că sunteți la închinare împreună cu noi. Am vrea să ne bucurăm de ceea ce frații au pregătit și a spus fraților, libertatea Duhului să fie astăzi între noi, toată minuniția pe care s-a pregătit-o astăzi pentru a lăuda pe Domnul descărcat aici. Am vrea să fim atenți și am vrea să fim cu inima deschisă la tot ceea ce se va face aici, tot ceea ce se va cânta. Evanghelia poate fi predicată și poate atinge inimile noastre prin cântare, prin cântarea cu gura, prin cântarea instrumentelor și Domnul să fie lăudat, în primul rând, din tot ceea ce se face aici, pentru că masa aceasta. Fraților, Domnul să vă binecuvinteze că de aici aveți toată libertatea să lăudați, să lăudăm împreună pe Dumnezeu. Amin. Amin. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru că ne întâlnim, am auzit de voi, dar de data asta vă și întâlnesc, vă văd. Și ce mi-a plăcut la voi, când vin într-o biserică, mă uit nu atât la biserică, cât la cei din biserică. Amin. Am observat că aveți zâmbete pe față, chiar dacă sunteți bătrâni, mai impresionat lucrul ăsta. Domnul fie lăudat. Cine are zâmbet pe buze și pe față, are inimă bună. Deci dacă aveți inimă bună, să cântați, ce spune Biblia. Dar mă bucur eu, dacă sunt aici, sunt pentru că m-am auto-invitat. Nu m-ați invitat voi, ci dirijorul ăsta de favară, frate Ghisă Ruscuț, mă tot invite cu el în
în țară pe unde merg ei și până mă mai țin frații unde păstoresc, mai voi merge, vedem cât. Dar mă bucur totdeauna când sunt cu ei, oameni dăruiți Domnului, oameni care au familie și nu-i greu pentru ei să meargă și în altă parte. Ne bucurăm că ne-ați primit. Vrem împreună cu voi să lăudăm pe Domnul. Doamne, după masă aceasta, ia-ți tu toată slava și cinstea. Uitați că suntem noi aici, dar nu uitați că e Domnul aici. Da, fanfara asta se compune din mai multe, așa e, frate, Echiță știe să-i aduni din România și din Ungaria. Eu nu mi-a dat te achidea. Domnul să am eu mai văzut, așa, bine. Ne bucurăm că sunteți, îi prețuim. Iată că românii cu unguri pot să trăiască împreună și pot să laude pe Domnul. O să vedeți cum dirigează. Dirigează El, să vedeți cum dirigează unul. Așa este, ne bucurăm. Da, este mai mult de plăți. Eu îi cunosc mai bine pe cei din Rădești, că ăștia sunt mie, să știți. Ăștia sunt mai mulți, în jurul lor s-a adunat totul. E și de la Tinca, un frate, e și eu nu-i cunosc cele 12. Nu contează că nu știți de unde sunt. No, e și greu să le ții 12 locuri. Dar ne bucurăm că în 12 locuri suntem aici împreună. Lăudat fie Domnul. M-am bucurat că am înțeles că aveți doi păstori. Când doi păstori pot sluji împreună, înseamnă ceva. Domnul să fie lăudat. Și eu am slujit împreună cu un păstor tânăr. Eu sunt pensionat, să știți, dar mai slujesc. Am 70 de ani fără unul. Mulțumesc, mulțumesc. Așa este și este bine să-L poți lăuda pe Domnul. Prima dată când mă întâlnesc cu oamenii, mă întreabă, voi frate, pădure, ce fel de pădure ești tu, cu uscături sau fără uscături? Și ca să nu mă mai întrebe, doar știi vreo pădure fără uscături, că eu nu știu. Nu vede că îmi dau seama că am uscături și cel lăsă în față, că te cunoaște. Așa este, e bine să înțelegem că avem și slăbiciuni, chiar dacă suntem păstori, dar e frumos când avem capacitatea să ne pocăim fraților. Nu-i problemă că greșește cineva. Problema e că perseverează în greșeală și o să pocăiască odată. Mă întâlnesc cu unii și mă întreabă, frate, dar ce mai faci? Mă pocăiesc, dar nu ești pocăit. Mă pocăiesc, dar mai am de mă pocăiesc. Până mortă mă pocăiesc, am de ce. Domnul fie lăudat. Îl laud pe Domnul că mi-a permis soția să vin cu voi după masa aceasta, este operată. Și nu e operație ușoară, articulația la șold. Dar cred că două săptămâni soția mea va umbla. Deja încerc să se miște harul al meu, că prima noapte, Doamne, greu a fost. M-au trezit tot așa cât de des. Dar este bine soția mea. Acum am poate comanda orice spune fac. Și folosește ocazia. Așa că, bărbaților, grație că aveți dimensiune sănătoase, ascultați-le până sănătoase. Domnul să ne ajute la aceasta, la toți amici. Am spus destul, vreau să vă salut în numele Domnului. Am slujit în Oradea la Biserica Sion, Biserica 4, unde fratele păstor Tank a fost. După el am venit eu, am slujit 20 de ani. Vreau să-l spun, 20 de ani, nu m-au însat nici eu, nici biserica. N-am trebuit să ne răspărțim, dar eu am dorit, la 20 de ani, am avut un coleg cu 13 ani, și cu mine, abia așteptat să-l las o dată. Și am zis, uite, acum rămâi, Domnul să-l binecuvinteze, a rămas, m-am retras și Domnul, de atunci când mă cheamă, tot lucrez. Și am hotărât la 1 iulie să las pe altul, dacă vrea păstorul vostru să vină să paute, că am întâlnit păstor tânăr, că ăștia bătrâni, acum. Și ne rugăm Domnul să dure biserica din Alfare. Acolo slujesc, la 12 km de Oradea, e aproape o biserică bună, cam ca și a fost 100 de membri, 28 de fanfariști, 30 de coriști și vreo 17 tineri. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Amin. Și să vă mulțiți numai bătrâni, să fiți aici, să fiți și tineri. Și copii de ăștia care plâng cât de mulți. Iubesc biserica unde sunt copii. Că tine te prințuiesc, ea, mamă, ține bine cum te stă. Da, este frumos, dar vreau să vă salut cu un verset care mi-e scump mie și care aș vrea să fie pentru voi după masa aceasta. Spune în Ieremia 29:11, căci eu știu ce gânduri am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau o nădejde și un viitor. Domnul să vă dea și nădejde, și viitor, și pace, acum și în veci. Amin. Nu a fost asta predica, asta a fost numai producerea. Domnul să-i binecuvinteze.
Thank you.
viață din viața sa. De aceea vino și mulțumește, ți-a dat lumină, pacea și iubirea sa. Mulțumindu-i pentru tot ce El ți-a dat.
a spus fratele păstor Tădure, îi avem în lucru nostru și pe fratele Stan Iosif, dirijorul fanfarei din Biserica Baptistă din Fitica de Ungaria, cu fratele Iosif, și dânsul va avea un solo acompaniat de fratele Dani. Să vă spun că a venit cu Iose, cu trompetistul de la Chitian, cu tăticul lui și cu fratele pe care ne-a dus. Mi-e pare bine că am ajuns aici și aveți o foarte frumoasă biserică și am avut de și fanfară. Din ocazia asta, nu știu dacă știți, acum un an a avut fanfara noastră de 100 de ani. Și v-am adus un cadou spre care este nou cântări de la fanfara noastră și vreau să dau la fratele păstor. Dacă cineva mai vrea, mai are câteva fanfara. E și acolo. Unde e?
Amin. Amin. Thank you.
Yeah.
Inca, la Biserica Emanuel, Inca, și salutul meu a fi prin neocântare, care din Bibliană la veghie, pentru că la lecțiunea biblică de dimineață ne îndemna cuvântul să fim gata pentru a îndemna pe Domnul Iisus alături de cei care au mers înaintea noastră. Și toată dacă poate, sunt străjerul care strigă, glasul meu răsună astăzi pentru voi. Să aveți cald de papriță și taranți acum să vii pregătiți. Il mai este mult din noapte și luceafărul pe cer va răsări. Strig acum întâia oară, ascultați-vă și nu dormiți din nou. Thank you.
lucrurile pe masă să fie făcute în mod mai clar și mai eficient. Dorim să îmbunătățim comunicarea în biserica noastră după ultima adunare generală. Așa că v-aș ruga să fiți atenți. Le-am restrâns un pic, avem un safir și vă dorim să folosim cu aceste anunțuri. Duminica trecută, de dimineață, a început un nou sezon în binecuvântărilor în biserica noastră. Iaris, Aron, a fost adus înaintea Domnului. Pentru că Dumnezeu să-L binecuvinteze pe și familia Lui, ne-a bucurat de acest eveniment și urmează și alte binecuvântări. Așa că ne bucurăm că biserica noastră crește, se întinerește și are viitor. Duminică după masa, ne-am bucurat împreună cu copiii, sărbătorim ziua mamei, ziua femeilor. Ne-am bucurat de ceea ce copilașul pregătit, de acel video pe care vi l-am pus și bineînțeles am auzit un mesaj pe această temă. În decursul săptămânii trecute am avut întâlniri obișnuite de orchestră miercurea. Joi am avut o zi specială cu adolescenții. Am fost la RAR, ne-am promis asta, odată pe lună ieșim. Am fost aproximativ 20 de persoane acolo, 16-17 adolescenți au fost cu noi, ne-am bucurat de acel timp. Vineri am avut rugăciune, apoi în grupul de pregătire a predicilor am rămas și am pregătit mesajele de această săptămână. Copiii, chiar dacă sâmbătă a fost o zi destul de închisă și de rece, copiii s-au întâlnit, a fost tot vreo 40, ca săptămâna trecută, au făcut înăuntru, nu le-au permis timpul să facă afară, dar întâlnirea copiilor a continuat și duminica trecută. În această dimineață, fratele păstor Moise a plecat în Oltenia, e în misiune acolo, trebuie să se întoarcă în această seară, să purtăm rugăciunile noastre să ajungă cu bine. De dimineață am studiat Cartea 2 Tesaloniceni, am continuat impulsiunea noastră prin Scripturi și ne-am bucurat împreună. Iar în această dupămasă, așa cum deja ați auzit, ați văzut, frații noștri au fost împreună cu noi și fratele Pădure urmează să predice Cuvântul Domnului. Vă spun un pic din ce urmează în săptămâna aceasta. Citim Cartea 1 Timotei și aș vrea să nu lăsăm pe tânjală cu cititul. Nu e o carte foarte lungă, trecem prin 1 Timotei, ca să putem fi pregătiți duminică de studiu și de predicat în această carte. În toate repetițiile, nu le mai repet, orchestra, fanfara, adolescenții, grupul Vestea Bună, surorile, grupul de închinare, au întâlnire săptămâna asta, probabil și fanfara, fiecare știți ora, așa că nu o să mă obosesc cu asta. Vine rugăciunea la ora 8 continuă și grupul de predicare rămâne după. Sâmbătă avem întâlnirea copiilor și avem tinerete UTIC. Sâmbătă seara, probabil de la ora 7, dar asta e deja pe Facebook. Avem o întâlnire zonală a tineretului în biserica noastră, cu un invitat care slujește în Austria în acest moment, fratele Fation, sper că pronunț bine. O să-l cunoaște duminică dimineața, când va fi în biserica noastră, cu noi împreună cu grupul EUTIC. Așa că duminică dimineața avem un safir, vă invit să fim împreună în biserică, să putem să îi primim așa cum se cuvine. Am stabilit locația pentru 1 mai. Vreau să repet încă o dată, toată biserica e chemată să fie împreună. M-au întrebat și frații în vârstă și ei, dar și ei sunt invitați să fim împreună cu toată biserica, absolut toată biserica, de 1 mai și nu doar de 1 mai, 1 mai e miercuri, și marți, și miercuri, și joi. Două zile complete, așa, două jumătate de zi și o zi completă. Vă invităm să fiți unul de întâi mai la Șiștarovăț, împreună cu biserica. Șiștarovăț în Lipova. Am găsit o locație frumoasă acolo pentru asta. Cei care nu puteți da mai mult de o zi, e bine, știți, va de întâi mai să fiți cu noi ca o să avem acolo o părtășie și mai multe lucruri despre care o să auziți în duminicile viitoare. Dar până atunci să vă rezervați data asta de întâi mai, pentru că am vrea anul ăsta toată biserica să fim acolo. Toate celelalte anunțuri o să le detaliez săptămâna viitoare și o să fie mai clar atunci pentru toți. Dacă sunt întrebări la sfârșit sau lucruri neclare, v-aș vrea să-mi spuneți, să mă întrebați, să putem să înțelegem tot ceea ce înseamnă. M-aș dori să ne ridicăm în picioare și să cântăm o cântare cu toată biserica. Cântarea Vorbește-ne, Iisuse, cu dulcele tău glas, să-ți auzim șoptirea, să-ți auzim vorbirea. N-aș vrea ca după masa asta să fie pentru niciun din noi doar de a asculta niște cântări sau a asculta un program. Deci vreau ca Dumnezeu să vorbească după masa asta.
aș vrea ca prin fratele păstor, el să aducă un cuvânt viu, lucrător, plin de putere, plin de Duhul Sfânt, ca inima noastră să fie atinsă. Așa că hai să cântăm această cântare, vorbește-ne Iisus. Sigur, și colecta o să o dăm în acest timp. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pecetea
pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cea de-a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de orz pentru un dinar, dar să nu vadă unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea. Și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese rejunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat zăbovești să judeci, să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și s-a pus și i s-a spus să se odihnească puțină vreme până să va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și ar fi fraților lor care aveau să fie omorâți ca ei. Amin. 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 Mai ascultăm câteva cântări, două cântări, cred, după care ne pregătim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu predicat de fratele Pădure, Domnul să-l binecuvânteze și Domnul să-i dea har. Amin. Vă invit să ocupați locul. Thank you.
Thank you.
vai de cel ce l-a găsit pierdut cu suflet gol. Frate dirijor, cum te dirigezi? Trece în față. Și cum dirigezi fanfara, dirigează și pe noi. Aș vrea să nu încercați să găsiți în ea ce nu scrie. Și de aceea Domnul mi-a pus pe inimă, predic din cartea Apocalipsa mult și iubesc cartea aceasta, am ajuns o parte de ea să o înțeleg, mi-a trecut cel puțin 10 ani să înțeleg ceva. Nu înțeleg total, dar înțeleg un lucru, că trebuie să îmi pun în viața rânduială pe când vine Domnul, că dacă nu, vai de mie că sunt de pastor. Și asta pentru fiecare din voi. Cartea Apocalipsa i-a fost scrisă pe înțelesul nostru. Scrie acolo cu anumite termeni apocaliptici, de aceea trebuie interpretată în unele locuri nu literal, ci apocaliptic, așa cum scrie. Nu uitați multe interpretări, lăsați-o așa cum scrie. Dacă au înțeles oamenii pe vremea aceea fără multă carte, cu atât mai mult noi cu multă carte trebuie să înțelegem. Ce trebuie să vedem în cartea aceasta? Când Domnul l-a chemat în Duhul care era în insula Patmos, era exilat acolo pentru credința lui, a fost o vreme de prigoană a credincioșilor și vreau să vă spun o veste rea. Așa se va încheia istoria cu prigonirea noastră. Vă place? Nu știu cât vă place,
Dă vă place, că nu vă place, asta ne așteaptă. Domnul să ne ierte că avem libertate acum și nu o folosim cum trebuie. Venim la casa Domnului când vrem, stăm cum vrem și trăim cum vrem. Doamne, iartă-ne și ajută să ne trezim la pocăință până noi prea târziu. Amin. Cartea Apocalipsa a fost, așa înseamnă Apocalipsă, descoperire. Ne descopere Cartea Apocalipsa pe Hristos, așa scrie aici cuvântul, descoperirea lui Hristos. Atenție, nici pe cruce, nici în groapă, nici în brațele mamei, ci în cerului slavă. Ce mă îngrozește pe mine? Mulți îl desconsideră pe Domnul Iisus, că așa cum îl văd în brațele Mariei, îl văd în groapă sau pe cruce. Nu-i nici acolo, nici dincolo. E în slavă! Și Cartea Apocalipsa îl prezintă pe Iisus Hristos în slavă. Și asta ne prezintă în prima parte. Ne-l prezintă pe Dumnezeu și scaunul lui de domnie și ne prezintă biserica și fenomenele ce vor însoți venirea Domnului. Și acum haideți să vedem cum e scris această carte. Ioan, când a primit de la Domnul chemarea să scrie cartea aceasta, i s-a spus ce să scrie, cum să scrie și de ce să scrie. Și a spus, vezi, scrie ce vezi. Nu povești, nu imaginații, scrie ce vezi. Scrie ce este și scrie ce urmează să vină. În capitolul 1, versetul 19. Așa se structurează Cartea Apocalipsa. Vă rog să nu uitați altă structură. Scrie ce vezi, scrie ce este și scrie ce va fi. Și acum fiecare luat în parte. Mi-e greu să mă încadrez într-o jumătate de oră, dar mă rog pe o să mă ajute. Închei și dacă nu te rând. Atenție! Primul lucru, scrie ce vezi. Asta se referă la capitolul 1. La capitolul 5 și la capitolul 4. Ce a văzut Ioan? A văzut pe Hristos în slavă, a văzut tronul în capitolul 4, tronul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, pe tron, și atenție, niciodată singur și pe Fiul acolo, care interzeta camielul lui Dumnezeu îmbrăcat în haine mânjite cu sânge. Ăsta e Hristos și în cer. L-a văzut acolo. Și atenție, ce a mai văzut? N-a văzut numai pe Dumnezeu, pe Hristos și Duhul, totdeauna adevăratul Hristos se arată în Trinitate. Vor veni Hristos mincinoși și ei vin singuri. Hristosul adevărat e triunic. Și ne arată pe Dumnezeu slavă, vede tronul de slavă și scrie din iaspis, asta înseamnă o piatră albă, asta înseamnă în cer e neprihănire, sfințenie și dreptate, nu-i orice. Și mai este încă o piatră roșie. Și asta vorbesc de judecata lui Dumnezeu. În cer să păstrează sfințenia și să păstrează dreptatea lui Dumnezeu prin judecată. Care la final va veni și peste pământ. Ne place, nu ne place, asta le așteaptă. Și vom vedea pe credincioși ce așteaptă. Ne arată Sfânta Scriptură căci partea a doua privește la ceea ce este. Și aici e capitolul 2, la capitolul 3 privește la realitatea și existența Bisericii lui Hristos. Apocalipsa a fost scrisă bisericii, fraților, pentru noi a fost scrisă. Vă rog să o citiți. Vă rog să știți ce scrie acolo. Vă rog să încercați să trăiți ce scrie acolo. Și voi, și eu, și toți credincioșii. Pentru biserica a fost. De ce? Biserica trecea prin mari prigoane, nu mai știa ce să creadă și ce să facă. Asta ne așteaptă și pe noi. Și Dumnezeu a scris, scrie acestor șapte biserici. Ce le reprezintă? Biserica Universală a Domnului. Scrie acestor biserici. Păi ce să le scrie? Vom vedea imediat. Deci știu faptele tale, știu trăirea ta, știu păcatele tale, știu soluția la problema ta. Și știu viitorul tău. O zici? Asta scrie Dumnezeu. Ne face conștienți că prezentul, viitorul și starea noastră este în mâna lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Când priviți la cer, priviți la Dumnezeu, la slava Lui. Curios și frumos când privești la cer, îl vezi Trinitatea, dar nu Dumnezeu singur acolo.
e îmbrăcat în slavă și lumină și spune, așa e de puternică lumină că nu te poți apropia de el. Când apar din cer ființe, semnul că ființe cerești și lumina care te sperie, e o lumină specială, de care nu te poți apropia. Și au și îngerii, când au venit, păstorii, când au venit îngeri, s-au speriat de lumină, de slavă. Și ne arată Sfânta Scriptură că acolo erau patru făpturi vii. Cele patru făpturi vii au o înfățișare specială, o anumită înfățișare cu 8 ariuri, cu 6 ariuri, cu una, cu două șapuri fața, cu două picioarele și cu două zboare. Așa sunt făpturile vii, care veghează în jurul tronului Dumnezeu să nu pătrundă acolo absolut nimic. Ezechiel, capitolul 1, ne prezintă imaginea heruvimilor. Acestea sunt heruvimii, care sunt îngerii protectori ai tronului ceresc. Și pentru prima dată heruvimii găsim, știți unde? La rai. Când s-a închis raiul, heruvimul e pus acolo cu sabia împăpăiată, ca nimeni să nu poată intra acolo. Până când va veni Domnul și va da acces acolo celor care și-au pus viața în rânduială. Slavă ție, Doamne! Amin. Pe aceea mai departe, în jurul tronului sunt 24 de scaune și 24 de bătrâni. 12 reprezintă porțile cetății și 12 temelia cetății. Și curios, temelia sunt cei 12 apostoli, porțile sunt cei 12 patriarhi din Vechiul Testament. Asta arată că în cer, în prezența lui Dumnezeu, deocamdată avem reprezentanți cu oamenii mântuiți ajung acolo. Sunt reprezentanții celor mântuiți din Vechiul Testament și reprezentanții celor mântuiți din Noul Testament. Asta e garanția că dacă și tu ești mântuit, și tu vei fi acceptat acolo. Vrei să ajungi acolo? Amin. Oh, oh. După cum a spus, nu doriți. Nu vă faceți noi că nici dacă vrei n-ajunge acolo, dacă nu faci ce trebuie. Vă rog, luați în serios lucrurile acestea. Cerul nu e o banalitate, nu e o poveste, este o realitate în care vei intra dacă vrei. Și dacă l-ai pe Domnul. Amin. Ne arată Cuvântul lui Dumnezeu. După aceasta, lucruri care vor veni. Și lucrurile care vor veni sunt prezentate în trei etape, a câte 7 evenimente. Etapele acestea sunt pecețile, etapa următoare trâmbițele, etapa următoare potrivă și se finalizează judecata. După judecată, curios, pentru noi credincioși nu judecata și focul ne așteaptă, ce pe noi ne așteaptă nunta mielului. Citiți Apocalipsa 21, pentru că nici așa se sfârșește. Acum vreau să fac o precizare aici, am văzut pe foarte mulți interesat de răpire, unii o interpretează cum vor ei, alții habar n-au de ea. Credeți în răpire? Da. Surorile, nu cred. Vă nu credeți? Credeți, nu credeți, va fi răpire. Este răpire, numai trebuie să fim atenți când va fi. Nu precizează Biblia exact cum va fi, nu-mi permit nici eu. Dar pe undeva pot să o plasez, că am înțeles că s-a predicat din Tesaloniceni, acolo vorbește de răpire și de venirea Domnului. Și spune că venirea Domnului nu vine până nu se întâmplă trei fenomene. Lepădarea de credință, apariția omului fără de legii și când îi se ia din cale piedica. Până atunci nu. Piedica este biserica, nu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt nu poate fi luat. El prescutinde ca și Dumnezeu. Nu faceți greșeli. Dar nu asta e important. Important este noi să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul. Și acum textul și Apocalipsa, vă predic din toată Apocalipsa, nu știu dacă am mai har să mă întâlnesc cu voi, e responsabilitatea noastră ca biserică să știm care e mesajul Domnului din Apocalipsa. Și vreau să-l spun aici, să vă corectați. Apocalipsa nu o priviți ca o carte interesantă. Că așa vin. Mă, lucruri interesante spun așa. Și dați la nimic. Lucruri importante, nu interesante. Amin. Adică lucruri care au valoare. Lucruri care te pot ajuta cu privire la destinul tău și la veșnicia ta. Și cartea Apocalipsa a fost scrisă bisericii credincioșilor și lumii ca să știe cum să-și trăiască viața în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Vreți să știți că predic. Dacă nu, am venit degeaba plec. Vreți să știți. Da.
Bine. Și voi veseli. E mult mai auzit, dar e mai... N-ar nimic, îl fundamentează bine. Atenție! Tot din apucat să mă auziți, pentru că eu merg cu voi. Atenție! Că cartea Apocalipsa are ce ne spune. Și spune cum ne pregătim în vederea venirii Domnului. Satan este același din Rai și până astăzi, are un singur scop. Luptă împotriva lui Dumnezeu și luptă prin om. Și vrea să distrugă planul lui Dumnezeu om. Vreau să vă spun, eu și tu, ai fost creat pentru Dumnezeu, n-ai fost creat așa la întâmplare și ai fost creat să trăiești cu El, să-ți împărtășească slava. Și a zis Satan când a fost aruncat în cer, nu contează, eu mă lupt împotriva lui Dumnezeu prin creatura sa. Și a intervenit diavolul în creație, a reușit să o păcălească, să o înșele și să păcătuiască. Și păcatul l-a despărțit pentru o vreme pe om de Dumnezeu. Vreau să știți, Apocalipsa ne spune. Ne spune că Satan, înainte venirea Domnului, va primi putere și spune vino și să dea venință. Ca să finalizeze lucrarea și pe credincioși ai Domnului să-i despartă de Dumnezeu. Nu uita și pe tine. Cum vom rezista în vremuri așa grele să rămânem cu Domnul, ca așa scrie, ferice de morții care mor cu Domnul, cu Domnul ei și ei în Domnul. Cine moare fără Domnul, ia de-a lui, indiferent ce face. Apocalipsa ne spune cum să trăim în așteptarea venirii Domnului. Vă rog, fiți atenți, vă rog roațele pentru voi și eu și voi să trăim în așteptarea Domnului. Amin. 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 Ce am zis, vedem? Primul început din capitolul 1. Concentrează-ți atenția la Hristos, la cer și la Dumnezeu. Amin. Ce vrea diavolul? În situații ca acestea vrea să ne concentrăm atenția la necazurile noastre, la problemele noastre, la cât e de rău șeful meu, cât e de rău vecinul meu, ce soție am eu, ce soț am eu, cum pot să trăiești așa. Aici ne concentrăm. Când evreii au trebuit să intre în pagan, știți la ce l-a concentrat diavolul? Atenția! La uriaș, în loc să se uite la țară cât e de bogată, numai o strugură era așa de mare, pădrubitoi se ducă cu un par în spate, probabil că avea vreo 20 de kilograme. Doamne, mulțumesc că nu și așa e mai strugurii, că tăți ar fi pânșați. În loc să se uite la mare binecuvântări, și s-a salutat la uriașa pe care e trebuie să-i cucerească. Și 10 au zis, scoși de aia, mănâncă, cum să-i cucerim? Și au venit doi și au zis, noi împreună cu Domnul îi mâncăm pe toți. Așa vrea diavolul să înșele și astăzi pe om. Să ne abată atenție de la cuvântul Domnului, de la Hristos și de la ce, de la veșnicie, spre lucrurile grele cu anevoi. Să știți că lucrurile cu care ne confruntăm sunt grele. Sunt reale. Să știți că atunci când cei 10 au zis uriaș și smar și ne mănâncă, să știți că uriații și-au fost. Dar ei n-au văzut ce au văzut ceilalți doi. Am văzut supra-realul, vă rog, în viață, când aveți necazuri, mă, Doamne, de nu mai o suporta. Nu uita, nu vrei să vezi supra-realul? Auziți ce au zis ceilalți? Noi împreună cu Dumnezeu îi mâncăm noi pe ei. Domnul să vă ajute la cei care, într-adevăr, aveți probleme mari în viață, n-aș vrea să-L vedeți pe Dumnezeu mai mare ca problemele voastre și împreună cu El biruitori. Amin? Amin. Ce vrea diavolul să facă? Cum ne fură diavolul atenția de la Cuvântul lui Dumnezeu? Nu știu cât citi Scriptura. Interes pentru Cuvânt aproape de zero. Oamenii nici nu citesc, nici nu interesează, ci sunt preocupați cu alte informații, apar de toate feluri. Și ne uităm acum, ai foarte ceva pe lume, poi măi, de ceva fac rușii cu rachetele, dar noi, fără rachete, și așa. Ne arată Biblia cum să ne păzim și să menținem atenția la cuvânt și arată cum diavolul lucrează cu privire la cuvânt. Atenție că lucrează la noi. Și spune în Matei capitolul 13, cu privire la cuvânt, că atunci când se predică cuvântul, unii îl primesc, ajunge numai pe inimă. În pe. Și ce se întâmplă aștia? Ce face diavolul? Încă oștere are problemă ușor. Deci au ieșit afară din fața cuvântului și n-au ieșit bine, păsărul celor ieși și au furat cuvântul. Dacă astăzi tu ascunzi, bă, interesant a vorbit ăsta, când ești afară, și interesant, tu și toate dispărțile furteau. Ești cum mai știi ce s-a predicat. Nu vrei când stai în fața cuvântului să iei cuvântul în inimă și serios?
Ascultați al doilea lucru care face Satana să ne abată atenția de la cozi. Nu cumva să ne folosim de el. Nu cumva să-l aplicăm în viață. Dacă l-ai primit, scrie Matei, capitolul 13, vin îngrijorările vremii. Buriana vine peste cât semănați, mene cu erbicidarea, să ne găm buriana. Aici nu era așa cu erbicidarea. Aici ai primit, ai primit cu sămânța, ascultați, îngrijorările nu le poți evita. Ele vin. Nu e așa că ne îmbolnăvim de cancer, cât e fitul de credincios, te gândești, mă, are mai scapă, așa ne gândim. Și pocăiță, așa. Și vrea să te facă să te îngrijorezi, să uiți de cuvânt, de cer de Dumnezeu. Și se scrie în Filipeni, capitolul 4. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și zice, fiți mulțumitori. Și ce se întâmplă când faci asta? Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Doamne, dacă cineva e cuprins de îngrijorare, fă să înțeleagă că Tu vrei să iei îngrijorare. Dați îngrijorarea voastră în mâna Domnului și El va lucra. Amin? Amin. Merg mai departe că ne-am timp. Multe lucruri se pot spune. Păstrați atenția la Hristos, la cer. Și în cer pentru cei necredincioși, pentru cei care încă nu s-au bucurat de lucrarea Domnului, priviți la Hristos ca la Mântuitorul vostru, ca la Dumnezeu, ca la Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea asta să ne caute și ne mântuiască. Mulțumesc, Doamne, că m-ai găsit și m-ai mântuit. Dar te rog, mai caută și mai găsește. Și dacă aici sunt prieteni, nu vreau să vă consider necredincioși, nu. Dar fiți oameni în viața căruia Dumnezeu a lucrat mântuire. Amin. Și spunea, privit la cer și capitolul 5, să deschide cerul. Și vede în cer, în mâna lui Dumnezeu, o carte și o întrebare. Cine poate lua cartea să-i deschidă și să-i rupă pe cețele? Și spune, timp de jumătate nu s-a găsit nimeni. A început Ioan să plângă. Și după un timp a venit un bătrân la el. Și a spus, nu mai plânge că s-a găsit. Și acela este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, slavă Lui. A luat cartea, a rupt pe cețele, a deschis-o și a dat drumul planului de mântuire a lui Dumnezeu. Nimic nu e la întâmplare. Dumnezeu își descopere planul de mântuire și pentru tine. Nu vrei să-L primești? Nu vrei să te folosești de El? Că mă dragă descopere. După ce am văzut lucrurile acestea, ia, trece mai departe. Nu numai să păstrezi, așa te pregătești pentru venirea Domnului, îți păstrezi atenția concentrată la cer, la Domnul și la cuvântul Domnului. De ce? Să nu-ți atragă atenția alte lucruri care se aduc în viață numai disperare, numai tulburare și așa mai departe. Și mulți ajung în depresie. Ajung în depresie că năcazurile i-au copleșit și nu rezistă trupul nostru la multe depresie, la multe necazuri. Vă rog frumos, nu vă necăjiți, că vă asigur că vă îmbolnăviți. Și majoritatea diabeticilor zice, mă, ce am bă cu eu boala asta? Cât e super. Supără, nu faci bun, nu te super. Nu vă mai necăjiți, nu vă mai întristați, încredeți-vă în Domnul. Vreau să vă spun că am trecut pe aici. Nu doresc niciunul. Am ajuns la depresie pentru că am deviație de set. Și ziceți, am nasul strâmb, așa. Și nu pot respira monară bine. Și când răcesc, nu pot respira nicicum. Și eu nu știu să respir pe gură, numai pe nas. Și nu am putut dormi nopți la rând, fără somn mort. Și am ajuns la panică, la frică de somn, frică de noapte și frică de moarte. Poate am aici ascultător. Eu, față de alții, am spus. Alții, 4 ani, să te chinui, să te frichează și să... Fraților, panicarea, depresia e o realitate, nu e o glumă. Trebuia să merg la evanghelizări și mă rugam, Domnule, Doamne, ajută-mi că nebunesc. Cum să predic că eu n-am liniște? Voiam să dorm și inima aceea să bată biserica tensiunea 150, mai mult. Dar nu puteam dormi. M-am rugat Domnului, am spus Domnului, m-am și tratat. Bineînțeles, și în două săptămâni, Domnul m-a eliberat, slavă Lui. Amin. Nu râdeți de cei care intră în starea asta. Pentru că atunci când nu dori, creierul are capacitate să secrete serotonina, care eclează echilibru, bunăstarea organismului, când asta nu este. Așa ne-a creat Dumnezeu. Nu mai ai stare, liniște sufletească. Nu s-ar fi păcătuit. Și zic, bă, nu ai stare sufletească, serotonina e. De aceea,
Nu lăsați necazul și întristarea să vă copleșească, ci încredeți-vă în Domnul. Amin. Amin. După ce am văzut că trebuie să ne concentrăm atenția la cuvânt, la Domnul și la cer, ne arată aici când am ajuns la, nu la PCS, la partea a doua cărții. Ce vezi, am văzut ce vede cerul pe Hristos și pe Dumnezeu, slava. Al doilea, cu ce este aici, la ce este, vede biserica, starea bisericii. Și la al doilea lucru care trebuie să-l faci în vederea venirii, nu mă concentrează-ți atenția, ci atenție, corectează-ți viața. Auziți bine? Vă rog să rețineți ce vreți. Eu predic așa degeaba. Ca să descoperi lucrurile astea, eu am muncit. Și Domnul mi-a descoperit inteligența mea, ce lucruri ai lucruri. Ascultă, aștepți pe Domnul concentrat, atent la ce spune Domnul, la ce face Domnul și ce este Domnul. Doi. Mă concentrez ca biserică și credincios la viața mea. Și mă corectez tot ce e greșit în viață, nu Dumnezeu corectează, tu te corectezi. Aud pe mulți rugându-se, Doamne, scoate din inima rău, fă-mă, scoate tu! Ce scoate Domnul? Deci, Domnul, scoate tu de acolo, că nu vin cu altceva acolo. Dar tu scoți, că dacă ar fi ușor așa să scoate Domnul, le-am zis, Doamne, pocăiește-te tu, locul. Te pocăiești tu. Ne arată textul aici. Conștient, ca să te corectezi, să fii conștient de stare. Și Dumnezeu în cele două capitole, 2 și 3, când s-a adresat celor 7 biserici, le face conștiente de starea lor. Și spune, știu faptele tale, știu preocuparea ta, știu așa mai departe, dar știu și răutatea ta. Și la fiecare biserică, în afară de două, arată starea lor. Și spune la biserica din Efes, știu că îți place aia, urăși foarte Nicolae, știu că îți place Scriptura, te cercetezi pe toți cu disciplina, stăm așa, de gata fi scoate pe toți din biserică, nu le face disciplina, dar nici chiar așa. În fine, dar arată cuvântul Domnului aici. Ce am împotriva ta e că ți-ai nu pierdut, că și eu așa am citit câteva tine. Ai părăsit, a pierdut una. La cât ai părăsit, trebuie să nu mai trebuie dragoste. Câți astăzi trăiesc fără dragoste și să lăsați? Și fără dragoste spui, Domnul, ești o nimica pentru mine. În cer nu intră oamenii care nu au dragoste, care nu știu să iubesc. Nu există. Nu vă jalați. Și arată cuvântul, ce ți-ai pierdut din dragoste? Să uită la cealaltă biserică, ce ți-ai pierdut e respectul pentru cuvântul Domnului. Și a lăsat acolo pe Izabela, pe prorocea aia niciodată, de lumea să vii să-ți interpreteze ție Scriptura, tu nu știi nimic, dați-mi și spun. Fraților, la Scriptură, trebuie să cunosc Scriptura. Însuși Hristos, când a fost ispitit de diavol, a zis scris este. Nu vei putea lupta cu Satana, cu ispitirea lui, dacă nu cunosc Scriptura. Lupta noastră este în curat de succes prin cunoașterea Scripturii. Doamne, ajută-ne să medităm, să cunoaștem, să cercetăm și să trăim cuvântul Tău. Amin. Nu așa. Nu să vă teacă. Ne arată cuvântul Domnului la alții ce au greșit, ce greșeală este. Una dintre lucrurile greșite prezente astăzi este formalismul. Extraordinar. Văd oameni cântă de formă, râd de formă, vin de formă la biserică, se roagă de formă, tot este de formă. Și spune Domnul, n-am nevoie. Noi, de când, eu acum m-am pensionat de 6 ani, 7 ani, cât o fi, mai știu, am uitat. Dar ascultați, am pe acum am reușit să fac două schimbări în biserica lui Păstore. Le spun păstorilor să facă schimbări, au plictisit să ai numai biserică. Trebuie făcut schimbări, domnule, în modul de închinare. Și am spus, unul dintre lucrurile schimbări este timpul cât ne stăm la biserică. Nu știu cât vă adunați voi, noi de la 9 până 12. Abia așteptăm să termine. Arată că bătrânii și mai tare, tinerii, nici nu vin, mereți voi acolo, mereți noi 11, nu te ajunge o oră, nu mai departe. Prietenii, mereți voi, nu ne rugăm la ta cât voi acolo nu vin. Și am zis, domnule, hai să reduce, voi, frate, nu. Bătrânii nu au fost de acord, dar am zis, cine de acord? Majoritatea a fost de acord, care nu sunt de acord nici nu i-au fost acolo. Voi, termineți cu vot acolo. Dar bine, am zis, reduce la 9 ori, 9, de la 9 jumătate începe. Acum începeți voi când vezi, începeți la 9, dar veniți la 9. Când începem, începeam la 9 și veneau la 10. În fine, Doamne, ajută-ne să înțelegem, să nu greșim, să nu fim formaliști. La rugăciune, așa frumos se roagă, ai mei, pot scrie o poezie, dar faceți-o mai scurt, nu mă faceți amenul meu să însemne, Doamne, ajută-ne să termine odată. Asta e realitatea, fraților. Și am zis, fraților, un frate ce n-am îndrăznit, a făcut el. Și într-o zi a zis, azi ne rugăm altfel. Cum? Vă întorceți să zici 2, 3, 4 și vă împărând în tăți odată. Păi nu vă rugați acolo și fraților. În viața mea n-am simțit
esența rugăciunii ca atunci. Știu și acum ce m-a rugat. Între ori ne-a rugat așa, un bătrân. Eu mai vin în biserică, să rog așa. Și-a spus, frate, chiar tu? Ai bătrân, face-i scandal? Atenție! Au venit mulți frați și au zis, acum mă rog și eu. Au venit prieteni și au zis, mă rog și eu. Și au ce să vină oameni la biserică. Fraților, lăsați formele, lăsați tradiția. Trăiți în adevăr și în realitate. Doamne ajută biserica la lumii. Și atunci, eu trebuie să termin. Și mai au încă trei sferturi de predică. Și ascultați, pot pe nimeni mai. Pe mine nu spun nimic. Iar vă las pe voi. Voi puteți pleca. Atât. Cine arată cuvântul Domnului? Nu-i deșor. Corectează-te. Vezi care sunt greșelile, dacă e formalismul în viața ta, dacă nu-i dragoste, dacă nu-i cuvânt, dacă nu-i iertare, nu vrei tu, zice cuvântul. Adu-ți aminte unde ai greșit și pocăiește. Numai asta mi-e place. Și Dumnezeu, că de vorbă pocuță, nu negociază cu noi. Ce Dumnezeu în faptele 17:30 zice, poruncește tuturor oamenilor să se poate. Știți de ce poruncește? Că nu este altă cale. Dacă n-asculți, iadu. Nu este alternativă. Nu vă jucați. Doamne, greșim de atâtea mâni. Ca păstor văd oameni care nu sunt dispuși la pocăință. Nici te atenționez. Când te atenționez, ce te aghezi de viața în acest? Pentru că sunt păstor. Dar cine publici aici în public spui? Să înveați tot să nu fac ceva așa. Păstorul, aveți curaj. Și dacă vă dați, nu mai dă salar. Ține salar, plecați. Deci așa biserica nu suportă atenționarea și pocăință în biserică. Nu-i Domnul acolo. Doresc Domnul să dea bisericii voastre pocăință. Și Domnul să fie prezent aici. Amin. Și mai scrie ceva Domnul. Scrie cuvântul Domnului acolo pentru biserică. Vărză-ți viața, pocăiește-te, corectează-te. Și mai scrie ceva, atenție, că noi suntem peticozați, suntem baptiști, ceilalți. Domnul Iisus lucrează. Să auziți ce zice bisericilor Duhul. Hai, baptiștilor, cum vorbește Duhul bisericilor? Ha, să vă pauză. Ha? Cum vă vorbește Duhul? Sunt mai multe feluri în care vorbește Duhul, frate. Dar trebuie să știm, în realitate, cum mă coordonez, cum știu cum a vorbit Duhul sau ce Duh mi-a vorbit. Vorbește prin îndemnul inimii interioare. Nu știi de unde vine îndemnul, și rău și bun. Știi care Duh vorbește? Dacă spui la rău, să urezi, să omori, să pur, ai de la dracu, nu-i de la Domnul. Dacă spune iubește, iartă, ăla e de la Duhul Domnului. Și zice, păcăiește-te, fii atent la ce spune Domnul. Doamne, mulțumim că încă Duhul vorbește. Amin. Duhul vorbește și prin cuvântul Domnului. Biblia a fost scrisă prin cuvântul, prin inspirație, dar îi înțeles, dar cei care nu înțelegeți Biblia, să nu înțeleg, puteți să așteptate facultățile, am văzut oameni cu facultățile. Păi nu înțeleg pădurile nimic ce zicea, nici nu o să înțeleg niciodată, ca să înțelege cu o singură cheie. Și Duhul este aceea care iluminează pe om, îi dă lumină să înțeleagă. Vreți să înțelegeți Scriptura? Zic, Doamne, dar ce crezi că eu sunt oameni mare expert? Și eu mă rog, Doamne, nu înțeleg nimic de aici. Asta vreau să trebuie spre despertar. Doamne, nu înțeleg, cum și predică. Și a stat și Domnul mi-a dat și am putut predica și am învățat că trebuie să iert, dacă vreau să fiu iertat. Doamne, ajută-ne, amin. Iar mai departe, și la punctul ultim, care e cel mai lung. Până la 12 terminăm. Atenție! Zice cuvântul Domnului, așteți pe Domnul, concentrat la cuvânt, la cer și la Domnul, și spune, corectându-mi greșelile vieții. Dacă n-am dragoste, să aduc dragoste, să fac orice, să iubim. Dacă e formalist, să trăiesc în realitate. Dacă e nemulțumire, să fie mulțumire. Dacă e nemăsare de cuvânt și de semne, să fie acolo interes. Și al treilea lucru, am citit, pe ce înțelegi? Și ascultați, caută să-ți păstrezi relația cu Dumnezeu. Când ai pierdut asta, ai pierdut tot. Și poți să fii baptist. Poți să fii păstor. Și? Atenție. Scrie cuvântul lui Dumnezeu. Cum vom putea trăi în zilele acelea când Dumnezeu va judeca? Judecata are trei etape, a șapte fase. Și acum ne arată cuvântul sruperea deceților.